Înainte de pauza de publicitate, vorbeam despre faptul că nu e bine să ținem lucruri pe care nu le folosim, să nu le ținem în casă, sau haine pe care nu le mai purtăm. Da, pentru că ele vor crea, exact cum spuneam mai devreme, acele blocaje energetice. Dacă ne place ceva în mod deosebit, o haină mai veche pe care știm că o vom purta, măcar să o scuturăm, când să aerisim. Să nu uităm de ea. Să nu uităm de ea. Și, în general, este bine să aerisim chiar aceste dressing-uri. Chiar dacă ele sunt într-un spațiu mai închis, în care noi considerăm că este depozitare, ar fi foarte bine să le aerisim din când în când, să permitem energiei să circule, să curețe. Să curețe. Să vină să curețe. Chiar dacă dressing-ul este așezat pe o energie pozitivă sau nu, cine și de preferat este, chiar dacă avem un bloc, chiar am văzut blocuri care au acele geamuri, da, de sus până jos, dar nu au balcoane. Ar fi bine să avem acele balcoane, pentru că putem să scuturăm, putem să ne aerisim obiectele și, în primul rând, hainele. Hainele sunt cele pe care le purtăm tot timpul. Și sunt încărcate de energie. Sunt încărcate de propriile noastre energii. Ar fi bine să fie pozitive tot timpul, dar nu se întâmplă acest lucru. Și dacă are o energie negativă și nu scuturăm, tot o purtăm cu noi. Da. Exact. Am înțeles. În băi, la ce trebuie să fim atenți? Băile nu sunt... ele sunt considerate așa. Avem energia de prosperitate care intră și energia de prosperitate care iese. În general, băile sunt considerate exit. Dacă avem energie foarte prosperă, cum am văzut în multe situații, într-o baie, ne place să stăm acolo. Stăm, ne uită bunul pe acolo câte 20 de minute, așa, citim foarte mult în baie. În cadă, efectiv, pierdem vrea, pentru că ne place energia, nu înțelegem de ce. Și nu doar noi, orice membru al familiei care vine în acea baie. Asta înseamnă că energia din baie este foarte bună. Să păstrăm baia cât mai aerisită și pe ea, cât mai curată. Dacă energia este prosperă, atunci să apelăm, trebuie să întrebăm un specialist să ne spună ce să facem. În astfel de situații putem să ținem ușa de la baie deschisă. Pentru că această, atenție, sunt cazuri particulare. Nu se aplică, ne aud ascultătorii și le aplică la dânsii acasă, nu. Acestea sunt particulare, dar cum știu că am o energie bună, îmi place să stau pe toaletă, poate mult, să citesc foarte mult. Da, acestea sunt câteva semne. Bun, nu știu dacă a mai rămas ceva din... am vorbit și despre intrarea în casă. Vreau să vorbim despre culori. Culori, da. Pentru că ele sunt foarte importante. În sistemul acesta de Feng Shui tradițional, culorile aparțin celor 5 elemente. Practic, când vine un specialist acasă, într-o casă, cum se va desfășura analiza Feng Shui? Vă va spune care sunt zonele din casă cu frecvența cea mai bună, cea mai pozitivă. Va redistribui mobilierul, poate și funcțiunile casei, și se va folosi, dacă facem casa de la zero, de ce? De cele 5 elemente, adică de materiale. Că este lemn, metal, focul în sine printr-un șemineu, este apa, acele fântâni sau chiar sursele de apă în sine, da? Sau lemn, metal, foc, apă și pământ sau elemente din ceramică, toate acestea sunt foarte importante și sunt folosite ca remedii. În Feng Shui-ul tradițional, acestea sunt de fapt remediile. Orice obiect din casa noastră se poate transforma într-unul din remedii și poate deveni obiect Feng Shui fără să fie el în sine un obiect Feng Shui. Am văzut multe case în care oamenii, pentru că au o atracție naturală către o anumită culoare, își fac toată casa mov. Sau fac un dormitor negru. Am văzut. Sau își fac un living roșu. Pentru că le place acea culoare. Am văzut la un moment dat, chiar într-o pensiune, pe fiecare nivel, fiecare etaj era într-o culoare considerată de către proprietari a fi Feng Shui. Ei bine, în casă ar trebui să avem toate culorile, pentru că avem toate cele 5 elemente într-o casă, nu doar o singură culoare. Așa că un sfat în lipsa unui specialist este: nu vă umpleți casa într-o singură culoare. Dacă aveți un spațiu mic, nu vă pictați pereții, nu-i vopsiți în culori intense, încercați să mergeți pe pasteluri. Dacă eu am o energie negativă și mai vin și cu un roșu, care este elementul foc, pot să amplific energia respectivă și mai tare. Ăsta este un exemplu.
să am o energie pozitivă. De ce nu? Și vin cu o contraculoare care n-ar ajuta acea energie, nu funcționează. Și nu mă ajută și eu nu înțeleg de ce. Așa că dacă vreau eu neapărat să-mi fac casa cu anumite culori, apelați la un specialist. În lipsa lui, less is more, nu vă psiți pe pereții, cumpărați-vă mai degrabă acele obiecte feng shui, că nu vă deranjează cu nimic. Nimic. Doar așa, dacă îți place cum se încadrează în peisaj. Nu fac nici rău. Am înțeles. Ce cu anul dragonului de lemn? Dacă tot suntem la feng shui, hai să rămânem un pic în zona de feng shui și să vorbim despre energiile anuale și cum le putem trata. Mm-hmm. Pentru că în feng shui, o mică teorie, avem un ciclu foarte mare ca și an de 180 de ani, împărțit la rândul lui în subcicluri de câte 60 de ani. Mm-hmm. Și ele la rândul lor sunt împărțite în alte cicluri de câte 20 de ani. Okay. Din 2004, noi am intrat într-o astfel de ciclu de 20 de ani care tocmai se schimbă. Da. Adică suntem într-un moment destul de istoric. De cotitură. Și de cotitură, foarte bine spus. Da. Pentru că acum, în 2024, intrăm într-o nouă eră, într-o nouă epocă. Bună? Adică, vom vedea. Nu există, chinezul spune, nu există bine, nu există rău, depinde ce faci cu ce primești, cu informația. Cum spunea Stephen Hawking, că mi-a plăcut foarte mult ce spunea, că inteligența este... a te adapta înseamnă că ești inteligent. Inteligent, exact. Da, că asta este un semn de inteligență, să te poți adapta la schimbare. Da. Uh-huh. Asta este inteligența, adaptabilitatea la schimbare. Și atunci noi luăm informația, nu ne agităm și vedem ce putem să facem cu ea, să extragem tot ceea ce este mai bun pentru noi. Așa că toată lumea va simți, să fiți atenți. Acum, că schimbăm epoca, anumite energii expiră și altele intră în mandat. Ca la funcționari, da? Anumite mandate expiră. Ca la alegeri. Da. Adică fiecare energie, imaginați-vă o baterie încărcată. Apropo, anul ăsta chiar e anul alegerilor în România. Deci, S-au nimerit. S-au nimerit odată, dar sunt în sincron. Imaginați-vă o baterie. Ce face bateria aceea? Își folosește din energie și la un moment dat se consumă, așa și cu energiile noastre. Da. Sunt la un moment dat încărcate, după care expiră. Ei bine, anumite energii vor expira și vom simți efectul. Cum? Dacă până în anul acesta ați prosperat foarte bine și v-a mers bine, v-au mers lucrurile din punct de vedere financiar, a crescut cifra de afaceri, dar simțiți că brusc din 2024 se întâmplă ceva, cu siguranță energia prosperă v-a părăsit. Și atunci este cazul să apelați la un specialist feng shui să vă ajute să vedeți în casă unde este. Chinezul spune că e bine în casă să ai, dacă ai casă, evident, pe teren, să ai două sau trei uși. Pentru a putea să le deschizi când se schimbă epocile. Să le schimbi. Bine, ca să nu ne apucăm să spargem, să facem uși noi. Ăsta este un prim semn. Dacă până acum ați dormit foarte bine, sau până deja de anul acesta se simte, pentru că energia nu se schimbă brusc. Ea are o întrepătrundere cu energia trecută. Dacă ați dormit foarte bine într-o anumită zonă a casei și brusc nu vă mai odihniți de un an de zile, înseamnă că iarăși expiră energia. Ori schimbați de bunăvoie, ori apelați la un specialist. Așa vom simți aceste schimbări. Dar aceste schimbări făcute sunt pe 20 de ani. Le-ați făcut... Sănătate. Vă mai chemați specialistul peste 20 de ani să vă schimbe iar. Dar altfel, schimbăm noi în casă. Deci este un moment de schimbări în care toți ar trebui să schimbăm. Părerea mea și sfatul meu este apelați la specialiști, nu faceți de capul vostru, nu după cărți. Cărțile de multe ori, din păcate, nu sunt scrise de specialiști, sunt scrise de influenceri sau de oameni cu timp și vizibilitate. Și au un scop comercial. Și au un scop comercial. Vândă și nu se poate învăța, este o meserie mult prea complexă. Eu am aproape 20 de ani de meserie, din această meserie. Te știu de mult. Pe undeva nu-i bine când îi spui cuiva, te știi de mult. De aceea am și zâmbit așa, dar... Bun, pe lângă aceste energii de 20 de ani pe care doar un specialist vi le poate calcula, anual mai avem niște energii. Și eu te știu de mult și arăți în continuare extraordinar de bine. Dă-mi voie să te complimentez. Mulțumesc la fel, adică e reciproc. Avem energiile anuale pe care și noi le putem trata. Noi le putem trata singuri,
evident, cu specialiștii care ne vor spune cum. În cazul acesta eu vă voi spune pentru 2024 ce energii anuale ne vor vizita și ce putem să facem, cum să le tratăm, îmi place să spun, cum să le vindecăm. Da. Ele vor fi acolo, dar vor acționa mai puțin. În centrul energetic al caselor noastre, al tuturor caselor, ce înseamnă centru energetic? Pe un plan, este vorba de centrul de greutate al planului. Acolo unde se intersectează diagonalele, dacă traducem niște diagonale din colțurile opuse ale caselor. Deci dacă ne uităm pe planul casei și facem niște diagonale, găsim centrul. Centrul. Dacă este o casă mai neregulată, așa, cu tot felul de... Încercăm să introducem casa respectivă într-o formă regulată, într-un dreptunghi, într-un pătrat aproximativ. Dacă avem protuberanțe, le tăiem, dacă avem zone lipsă, le adăugăm. Dar aproximativ. Okay. Deci în centrul caselor noastre, poate e hol, poate este un living la casele open space, avem energia de conflicte, care va fi nu doar pe centrul caselor, va fi în centrul unei țări, în centrul unui continent, în centrul lumii în general. Adică toți vom fi afectați mai mult sau mai puțin de această energie care va da tema anului. Conflicte, furie multă, furie înăbușită. Venim de anul trecut, în centru a fost o energie tot așa de furie, dar mai înăbușită, era mai degrabă leneșă. Am fi spus, dar nu ne venea. Și mai acum a izbucnit. Și acum a izbucnit, după cum vedeți și toate aceste mișcări sociale, peste tot. Deci nu doar la noi, vor fi peste tot. Nu doar în casa noastră, nu doar și în țara noastră. Nu doar în casa noastră, nu doar în țara noastră, va fi o chestie extinsă care va duce la conflict din ce în ce mai degenerat. Speranța mea este să rămână doar la nivel conflictual local. E posibil și asta să se întâmple, dar nu spunem mai multe, nu vrem să influențăm, păstrăm anumite informații. Bun, ce putem să facem noi acasă? La nivel de țară nu avem ce să-i facem, asta este și o chestie ciclică, atenție. Toate aceste lucruri sunt ciclice, s-au mai întâmplat. De aceea spun că nu este un dezastru, până la urmă ele sunt necesare și esențiale pentru evoluția noastră, ca nație, ca specie, ca și omenire. Dar în casele noastre ce putem să facem? Dacă avem un hol, putem anul acesta, doar anul acesta, începând, să mă întreb când începe anul. Da, când începe anul chinezesc, e o întreagă discuție. A început deja? Nu spun. Discutăm când intrăm la partea de astrologie. O să-ți spun, da? Ok. Dar puteți, chiar de acum, să puneți în centrul casei un covoraș roșu. Avem nevoie de pământ și de foc. Deci această energie conflictuală o putem trata cu pământ și foc. Ori un covoraș culoarea aceasta de muștar galben, e mai bine muștarul, că e un pic mai murdar el în sine. Da. Așa, sau un covoraș roșu în centrul casei. Dacă e hol, o traversă roșie este foarte bine, dar atenție, nu în tot holul. Centru cam cât se duce, în teoria spune cam diametru cam de 2 metri. Dacă e o garsonieră, dacă evident un pic centru, nu știu, un living, living tot așa. Pus, un covoraș roșu sau în centrul casei, dacă ne permite zona, niște obiecte din ceramică roșie. Ar fi foarte bune ca și remediu. Sau iubitorilor de cristal, ei pot să pună cristale. Cel mai bun este citrinul, ca și cristal. Am clienți care au geode de cristal și atunci putem să folosim aceste. Cu cât mai mari, cu atâta remediu este mai... Dar putem să punem și covoraș și cristal? Putem să le punem pe toate, dar să ne consultăm și cu designerul. Da, știu. Așa, chiar ca să nu creiem conflict între specialistul Feng Shui și designerul de interior. Acum să știți că din ce în ce mai mulți designeri, am fost la câteva conferințe cu arhitecți și designeri, au început să studieze și Feng Shui. Este ideal. Această combinație. Această combinație este combinația ideală pentru casele noastre. Da. Mai avem 4 minute până la următoarea pauză și vreau să ne încadrăm, că vreau să trecem și partea de astrologie. În zona de vest a caselor noastre și a lumii va fi energia blocajelor. Aoleu, deci Europa... Dacă e în dormitor, s-ar putea să simțiți că nu mai dormiți la fel de bine, pot apărea anumite vise deranjante, insomnii, chiar anumite blocaje, să simțiți că în proiectele voastre apar blocaje. Poate să fie pe intrare această zonă, acest vest.
cum vă uitați, cum vă dați seama de direcțiile cardinale, cu o busolă militară sau cu telefonul. De multe ori la telefon mai mult vă încurcați, mai bine vă cumpărați o busolă. Nu este foarte scumpă și vedeți exact direcțiile. Sau vă întrebați soții pentru, sau prietenii, ei sunt mai tehnici și știu să vă ajute. În zona de vest a caselor vine energia blocajelor. Punem niște, eu v-am adus și vouă, punem niște clopoței, dacă avem. Metalici de vânt, aceștia sunt aduși din Singapore. Sunt ideali ca și, ca și remediu. Mă interesează sunetul metalic și faptul că au șase brațe. Șasele este iarăși un element de metal. Da? Dar dacă nu avem clopoței, vom pune obiecte metalice în zona de vest. Dacă este intrarea pe vest, punem un covoraș negru la intrare. Putem să punem și un vas cu apă sărată. Pe care, ce înseamnă un vas cu apă sărată? Un castron, îl umplem cu apă, un pumn de sare și îl schimbăm o dată la o săptămână jumătate. Cam așa. Și dacă se poate să-l punem și pe o tăviță metalică, ar fi ideal, deoarece sarea aceea are un talent extraordinar să înflorească și să ne strice parchetul. Așa e. Bun, remedii foarte bune. Mai și avem timp pentru remedii sau vorbim după următoarea pauză? Mai sunt două minute dacă mai poți da un remediu. De după exemplu, în zona de sud a caselor, poate să fie intrare dormitor, bucătărie sau zona de living, vine o energie tot așa mai conflictuală, dar este mai mult... chiar aduce, poate aduce probleme cu zona capului, probleme stomatologice, chiar afecțiuni ale gurii, ale buzelor, ale capului în general, multe bârfe, invidii, probleme legale, poate aduce procese. Și atunci ar fi bine să punem elemente din lemn. Acei bambuși pe care lumea îi consideră norocoși sunt foarte buni pentru această zonă, pentru a remedia această energie de probleme legale. De ce? Sunt buni pentru că ei vor resorbi energia negativă. Și îi veți observa că se vor usca. La o anumită perioadă se usucă, rezistă și la întuneric, n-au nicio problemă, nu trebuie să le schimbați apa, le mai adăugați apă din când în când când se evaporă. Mie îmi plac foarte mult, nu sunt norocoși, ei sunt pur și simplu protectorii noștri în anumite situații. Ar trebui să punem 3, 4 sau 11 fire de bambus. În apă, nu în pământ, nu pietricele, nu nisip sau alte aranjamente. Într-un vas transparent sau verde, 3, 4 sau 11 bambus, fire de bambus. În sud. În zona de sud a caselor noastre. Ok, vom ține cont, luăm o pauză de publicitate și revenim cu informații din zona asta astrologiei. Că e foarte important, toată lumea stă cu sufletul la gură. Cei care ar trebui să fie mai grijuli anul acesta sunt cei născuți în an de câine, cei născuți în an de dragon, sau în zi de dragon, sunt penalizați anul acesta. Vor apărea foarte multe invenții.